Este un subiect despre care s-a discutat mai puțin în ultimii ani, iar administrațiile locale, indiferent de coloratura lor politică, se pare că nu l-au luat în considerare. Discutăm aici despre fața orașului Constanța și către ce anume ar trebui poziționat municipiul Constanța. Știm cu toții că majoritatea orașelor de câmpie în România sunt sub formă de cerc. Orașul Constanța, având o barieră naturală, și anume Marea Neagră, el este sub formă de semicerc. A avea fața orașului întoarsă către câmp este ceva anacronic. De aceea, un oraș care se respectă și un oraș care uh, se vrea să se dezvolta, el trebuie să-și întoarcă fața către mare, și anume către o faleză care trebuie să fie de-a lungul acestei plăji a municipiului Constanța. Știm cu toții că undeva plaja se oprește lângă portul Tomis. De acolo și până la pescărie, pe toată lungimea orașului Constanța, cât și pe lungimea stațiunii Mamaia, este nevoie de o faleză continuă. Această faleză va trebui să fie la marginea plăjii și să ocupe un loc din dâmbul, spațiu verde al municipiului Constanța, pe care îl vedem cu toții la marginea plăjii. Evident, acolo sunt niște terenuri private. Soluția juridică ar fi exproprierea acestor terenuri pe o anumită bucată. Faleza ar trebui să fie terasată, ea trebuie interzisă accesului cu autovehicule, deci traficului auto, să fie numai o faleză pietonală unde oamenii se pot plimba, pot sta la umbră și iluminată pe timp de seară. Strangularea acestei faleze, dacă ar fi continuă din Portul Tomiș și până la Pescărie, apărea în zona Pescăriei, dar și acolo se poate imagina o soluție. În stațiunea Mamaia avem deja o strangulare în zona Hotelului Malibu și Hotelului Parc, unde va trebui să se intre în plaje, iar ulterior faleza continuă până undeva la Jupiter Junona, care este un hotel, iar după aceea, de fapt, ea nu mai există pentru a face o faleză generoasă până la capătul intravilanului municipiului Constanța, acolo unde se oprește plaja municipiului și este în vecinătate cu Năvodari, va trebui să se intre în plajă. Având în vedere că urmează etapa a doua a proiectului de înnisipare a plajelor și de mărirea suprafeței de plaje, cred că un 15-20 de metri sau 25 de metri din lățimea plăjii poate fi sacrificată, între ghilimele, dacă pot spune așa, pentru a se face această faleză. Evident, proprietarul plăjilor este Ministerul Mediului, cu administrator Apele Române Constanța. O colaborare între primăria Constanța, indiferent de cine va fi primarul viitor, este imperios necesară pentru a se putea obține această suprafață de teren și pentru a se putea face un proiect pe fonduri europene, cei drept, de mărirea falezei stațiunii Mamaia, cât și a orașului Constanța. închipuiți vă o faleză din portul Tomis cu circulație pietonală de trotinete, de biciclete și de tot ce înseamnă agrementul pe timp liber și pe timp de zi sau pe timp de noapte, până undeva la capătul stațiunii Mamaia. Evident și cu zona de cluburi, evident și cu zona de hoteluri, așadar un viitor proiect de magnitudine al municipiului Constanța trebuie să fie construirea acestei faleze, Vechiul proiect este de pe vremea comunistilor, de pe vremea lui Ceaușescu, dar era parțial. El la ora actuală nu mai este valabil, deoarece au apărut multe construcții în zonă și în foarte multe terenuri sunt proprietate privată. Așadar, este nevoie de două elemente juridice. Numărul 1. Trecerea din patrimoniul Ministerului Mediu a Apelor Române a unor bucăți de plaje în patrimoniul municipiului Constanța și doi, exproprierea unor terenuri private care sunt spațiu verde, pe faleză pentru intrarea în patrimoniul municipiului Constanța și a fi folosite la această viitoare faleză. Așadar, iată un proiect pe care îl aduc în discuția tuturor constanțenilor și administrației existente, cât și administrației viitoare, pentru ca în scurt timp să se demareze studiul de fezabilitate pentru așa ceva, iar ulterior să se găsească finanțarea necesară, fie că e vorba de la bugetul local, bugetul național sau fonduri europene.